Făceam introducerea prea lungă, dacă spuneam și de meciul dintre Hermannstadt și Ucluj de la ora 19, dar sunt condiții cu totul și cu totul speciale la meciul acela. Pentru fotbalul nostru deja nu prea mai sunt condiții speciale. Apropo de Hermannstadt, ce se întâmplă acolo? Sunt obișnuite echipele să evolueze în astfel de condiții. Da, sunt obișnuite echipele să ajungă atât de aproape de promovare și să trezească brusc că nu mai au surse de finanțare. Adică, da, până la urmă, apropo de ce se întâmplă în Liga 1. În fine, începem ziua și începem discuția, nu? Prin a nota faptul că avem același președinte de federație, era imposibil să se întâmple altceva, având în vedere că Răzvan Burleanu a fost singur, unicul candidat. Deci nu măcar un vot contra. 272, da, am văzut. Nu, 272, am înțeles, erau membri afiliați, au fost prezenți 266 și toți la unison. 266 au fost? Da, așa era. Citisem 272. Doi sunt membri total. Membri... Nu, și-au lipsit câțiva. Hai păi da, din 272 până la 266. A, da. Cei care au fost prezenți au votat toți, da, au ridicat cartonașele sau cum se numește. Cartonașele acolo, verzi. Da, da, s-au numărat. Nici măcar unul n-a ținut cartonașul în buzunar. Fii atent, uite aici. Pune. 266 din 278, ai dreptate, da. Tu. Deci 266, au lipsit 12. Da. Vor fi aspru judecați cei 12 care au lipsit, e clar? O, asta nu înseamnă că dacă veneau și cei 12, poate tot așa votau. Dar avem unanimitate. Vorbeam aseară cu Daniel. Nici tu n-ai... Nu ai fost atât de optimist, estimai undeva 90%, nu te gândeai la 100%. Nu, a zis 95, după aia am zis peste 90. Păi și ce s-a făcut aia? Să nu voteze sau să se păi abține sau zic ce? Păi ce? Nu, mă gândeam la varianta păi cu... Păi nu-i lua la ochi, să dai seama. Păi dacă ar fi fost votul secret... Atunci, hai, nu e ideea de a-ți exprima o opinie, de a exprima un vot? Chiar așa toată lumea vede lucrurile într-un singur fel. Nu e nimeni care să vadă altfel, totuși care să aibă un punct de... La VIP și erau oameni, uite-l pe Nico, pe domnul... Domnul membru în comitetul executiv, Daniel Niculae, Danuț Lupu. Parcă nici la Mircea Sandu nu era așa, nu s-o fi 100% unanimitate. Mai era cineva, mai era un cât un Pârvulescu, ca să zic așa, pe vremea. Și la Ceaușescu era Pârvulescu care a venit și a spus ceva la congresul al 14 sau al 15. Nimeni și nimic nu l-a putut opri pe domnul Burleanu. Vedem, hai că n-au fost chiar pe gazon, au fost la marginea gazonului. Da, moment de reculegere pentru oamenii din fotbal dispăruți în ultima perioadă. Altfel, hai. Deci înseamnă că lucrurile merg perfect, înseamnă fotbalul românesc, asta e concluzia. Da, oamenii ce se alegi cu 100%, unanimitate, nici măcar un semn de nemulțumire, da? Înseamnă că lucrurile merg perfect, dar nu înțeleg de ce ne plângem. Din moment ce toată lumea, da, 100%, este de acord să se continue ce s-a făcut până acum, dar măcar un semn de protest, de nemulțumire. Dom'le, uite, mie nu-mi convine aia, uite, un semn de nemulțumire, nu ridic cartonașul, ar fi bine să se îmbunătățească chestia X. Da? Sau chestia Y. Ok, au fost făcute și lucruri bune, dar poate e bine să mai facem și altceva. Înseamnă că toate lucrurile merg perfect. Deci, da? Nu ne calificăm. Răzvan Burleanu, o singură calificare începută când nu era Burleanu președinte acea, nu? Sau? Da, nu, păi era începută în mandatul lui Victor Pițurcă, care era din Mircea Sandu. Da, da, îl numise Mircea Sandu pe Victor. Bun, deci niciun selecționer numit de actuala conducere a FRF n-a adus o campanie de la început până la final cu calificare. Mircea Sandu, 24 de ani ăsta, nu? Păi se apropie ușor și de domnul Burleanu, face că 12 ani, nu, cu acest mandat. Da, deranjează felul în care a vorbit despre mandate și despre faptul că limitează la 2 numărul mandatelor, dar între timp l-a prelungit. Da, curg imagini, vedem lucruri, e greu, repet, e greu să comentezi ceva ce știai dinainte că se va întâmpla. Să sperăm că în următorul mandat vom avea parte de calificări și vom avea parte de lucruri bune. Sigur că în mandatele lui Răzvan Burleanu ar fi fost și lucruri bune, cum ar fi calificările la turneul finale de tineret și alte lucruri. Toți sperăm în generații under care să vină. Am nuanțat, bineînțeles, că nu sunt doar lumini sau nu sunt doar umbre, dar mi se pare că este nevoie, da, să și ridici aceste așa, probleme. Da, domne, uite, chestiile astea nu au fost ok. Hai să le facem, să le îmbunătățim. Suntem în 2022 și ne trebuie... Votând unanimitate 100%, înseamnă că totul e perfect. Dar nu e nimic care să ne nemulțumesc. Ok, dar o administrație federală. Da, nu e, nu, adică nu poți să o judeci numai după calificări. Dar o judeci și după calificări, păi nu? Păi atunci, e un element, e un element, dar nu e cel mai important. Scopul lui acesta este de a produce performanță sportivă. Problema e că, știi cum e, echipa națională sau echipele naționale își trag seva din echipele de club, știi? Adică aduc jucători de acolo, adică e un traseu de ăsta. Aici cred că, exact ca și o firmă,
Nu, se raportează în funcție de legile și regulamente făcute de guvern. Înțelegi? Din statul respectiv. Așa și o echipă de club sau o echipă națională sau o federație. Dar nu poți să spui acum că, domnule, n-avem calificări. N-avem calificări, dar trebuie să faci o analiză. Păi nu, dar nu asta e, domnule, bilă neagră. Bilă neagră pentru tot fotbalul românesc. Bineînțeles, dar responsabili direct sunt cei din trebuie să faci o analiză. Ei pun selecționerul, Daniel, adică nu. E la ei. Nu o să unde. Ei pun anterior alăturile de juniori. Din punctul meu de vedere că numirea unui selecționer, aduci mâine un selecționer, nu rezolvă problema fotbalului românesc. Adică nu ne gândim acum că dacă îl numim pe, dacă îl punem, desemnăm pe Guardiola sau pe Mourinho, o să merge la toate facem turnele finale. Facem o discuție inutilă. Deci nu e normal în 2022 să fie un singur, păi nu e analiză, păi, ce analiză să faci? Un singur candidat. Păi, și câștigă ăla. Păi, da, serios. Până la urmă, știi cum e, au fost, că acum am văzut fost, în ultima că, săptămână am văzut că... Vorbeam ieri la emisiune, Ilie Dumitrescu nu putea să candideze dacă avea, că nu îndeplinea condițiile, că au făcut și niște condiții de-astea senzaționale, să nu se încadreze nimeni. Dacă voia cineva să candideze, nu putea să candideze. Da, în fine, a câștigat. Și dacă ar fi candidat, tot ar fi pierdut, nu se punea problemă, da, pentru că cei care votează acolo, ei nu votează pentru interesul fotbalului românesc, votează pentru interesul lor personal. Cei care votează nu sunt iubitorii fotbalului, nu e un vot național la liber, e un vot restrâns, în circuit închis, care fiecare personal, votează pentru interesul adică, lui. Spunem un club de Liga 3, de exemplu, care vine și spune, domnule, interesul meu, care e interesul personal? Păi nu e un club, e vorba de un conducător, că primește e vorba de un personaj. Un bilet la o echipă, la pentru că nu votează meci. Clubul, nici măcar nu votează interesul clubului respectiv. Nu primește el, conducătorului respectiv. Asta a fost, poate, are niște facilități. Asta s-a folosit, ideea asta cu mingile a fost de 20 de ani, de 20 de ani. Din păcate și tot în stadiul ăla suntem. La găleata de ulei, la, sau mă rog, găleata și baxul de ulei. Hai să-l și ascultăm pe domnul Burleanu, un tovarăș. Pentru alegerea domnului Răzvan Burleanu, în calitate de președinte al Federației Române de Fotbal, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu unanimitate de voturi, domnul Răzvan Burleanu a fost ales în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal. Felicitări! Vă mulțumesc foarte mult! Este un moment extrem de emoționant pentru mine. Acest lucru vi l-am împărtășit și aseară, când am avut posibilitatea cu cei mai mulți dintre dumneavoastră să mă întâlnesc. Și vă mulțumesc foarte mult pentru toată această încredere, dar și pentru această sursă constantă de prietenie și suport pe care o reprezentați și care, cel puțin mie, îmi dă acea energie necesară zi de zi. La fel și colegilor mei din administrație, cărora le mulțumesc și lor pe această cale și merită toate aprecierile noastre că dimineața la ora 4 au fost aici ca să pregătească tot acest stadion pentru organizarea adunării generale. Energia de a continua pe acest drum al integrității, al corectitudinii și al transparenței. Energia de a trece întotdeauna dincolo de criticile nefondate și de a munci mai mult și mai bine în fiecare zi. Energia de a lupta pentru cel mai important lucru pe care am reușit să-l câștigăm împreună în acești 8 ani. O competiție corectă. Iar peste 4 ani, sunt sigur că voi fi mai optimist ca astăzi. Misiunea însă pe care o avem astăzi este să facem fotbalul mai bun pentru cei care vor veni în locul nostru. Facem fotbalul mai bun pentru cei care vor veni în locul nostru. Nu, fotbalul mai bun pentru ăștia care suntem acum, că vrem să mai prindem și noi un turneu final. Domnul Burleanu, ce mă uit ca la pe Daniel. Daniel e reprezentantul puterii la asta. Zi, dar ce că n-ai zis nimic. Păi, e concitadin. Concitadin nu e, conjutățean. Că el e din Bacău. A jucat adică a jucat tatălui, a jucat la Foșa. A jucat, da. Când jucai tu fotbal, Burleanu se uita în pantalon scurs, pe după gard, să-l vadă pe copilul minune. Nu, asta e important. Am făcut câteva antrenamente cu tatălui, într-adevăr. Da. Și ai și funat, ai și puțin și funat cu antrenamente, că era recunoscut ca un era jucător așa mai dur. Jucător bun, da. Dădea, nu? Dădea la picioare. Un jucător foarte bun. Păi, ce vrei să-ți spun? Unde e vreo neclaritate? Păi ceva, nu știu, tare, să văd o declarație, că... breaking news, Narcis Răducan, dezvăluiri despre președinte. E vânătoare de titluri sau e să găsim soluții?
Ca să înțelegem că... Da, e vânătoare de calificări, nu de titlu. Așa, ai văzut? Atunci nu e important titlul, e mai degrabă conținutul. Păi, în primul rând... În primul rând, atâta timp cât este un cadru restrâns în ceea ce privește votanții, nu sunt multe de comentat. Asta e dorința lor și de cele mai multe ori nu coincide cu dorința poporului. Apoi, nici nu sunt foarte preocupat ce se întâmplă în culise, cum se întâmplă de altfel și pentru că clar este politizată această funcție, atâta timp cât nu avem de fiecare dată informațiile legate de partidele politice ce se întâmplă, eu nu cred că un prim-ministru sau un președinte de stat va ajunge așa, ca în filme, la putere. E clar că în spate trebuie să ai un grup de interese, și nu neapărat înseamnă ceva negativ asta, adică trebuie să fii susținut, trebuie să fii un curent care să te aducă acolo. Cred că fiecare și-a calculat șansele și a dat seama că nu e momentul. Și atunci de aceea a rămas singur pe bulevard. Acum e important ce face. Vezi că strada era, lobby așa zicea, cu strada asta. Mergem înainte pe strada asta. Bulevardul Basarabia. Ah, e bulevard, da? Apoi eu cred că e important ce face sau ce a făcut și, sau ce n-a făcut. Și aici sigur că este de discutat. Și eu sunt de părere că a făcut și lucruri bune și sunt și alte lucruri care n-a reușit să le dezvolte, ba din potrivă s-au degradat. Cred că asta e și preocuparea lui și administrației sale și aici m-aș bucura să puncteze. Pentru că pe noi asta ne interesează. Mai degrabă e important să vedem cum se dezvoltă fotbalul, pentru că sunt multe capitole la care am rămas. În urmă vorbim de cadrul legal. Vedem parcă așa, ne uităm cum crește iarba. Cam asta e cum se dezvoltă fotbalul în România. Așteptăm, ne uităm și să vedem cum crește firul de iarbă. Nu, dar vrei să spun ceva. Sincer că nu, cred că nu depinde doar de el ce se întâmplă acolo. Fără îndoială că este în vârful piramidei și ar trebui să ia anumite decizii. Și ne referim, de exemplu, uite, îți dau și ce lucruri concrete, ca să nu crezi că așa patinez. Adică, eu cred că se pot face lucruri legate de licențiere și de stabilitatea financiară a competițiilor interne. Dar eu, de asemenea, cred că dacă nu are un sprijin politic sau eu știu ce structuri... Dacă conduc, nici el nu are sprijin politic, a fost numit de politic, cine a fost el convingător sau poate și susținut cei din jurul nu au fost convingători, că este clar, deocamdată suntem mai nimănui. Mă refer la fotbal și mă refer chiar la fotbal. Și politicienii e o altă treabă. Păi aici e ideea. Dar zici și mie, cel mai bun lucru pe care l-a făcut Răzvan Burleanu de când e el președinte? De cât? De două mandate și o zi și câteva ore. Cel mai bun lucru? Da. Nu știu să fac un clasament așa, că n-am fost atât de atent. Bine, un lucru bun. Păi uite, a dat mai mare importanță fotbalul ceea feminin. Ce spuneai tu. Fotbalul feminin. Că e cel mai important. Nu, a dat mai mare importanță, de exemplu, Under 21 și fotbalului juvenil. Da? Dar sigur și aici sunt lucruri de discutat. Adică nici aici nu totul merge perfect. Dar eu cred că au făcut niște pași. Bine. Haideți să-l ascultăm și pe Mihai Stoichiță, a vorbit de la pupitru, în plenul adunării generale și directorul tehnic. Ce au votat toți în unanimitate? Nu mă întrebați pe mine. Probabil. Frică de ce? Pentru că a fost votul public, poate. Păi și atunci când în public n-ai curaj să spui opinia? Cum vine? Dar votul e secret de obicei. Sunt curajoși, care trăiesc pe picioarele roz. În contul că sunt curajoși? Sunt curajoși. Pentru că e o funcție de conducere cu mare răspundere și trebuie să ai experiență în zona asta, zic eu. Nu să faci aventuri. De exemplu, eu n-aș candida dacă n-am niciun fel de experiență într-un post de manager general la unei instituții. Președintele nu a avut experiență la început. În ce mi-aduc eu aminte știu că avea. A fost președinte și înainte. La Futsal, păi atunci, vezi? E un semn bun că n-a fost niciun contracandidat? E un semn bun. E un semn de stabilitate, în primul rând, pentru că afiliații înseamnă că apreciază ce se muncește la nivel de federație și ce se încearcă să livreze la nivel de federație și din punct de vedere tehnic și administrativ. Timp ce știți? Urmează să mai candideze și după acest mandat? Asta nu știu. Ce se va întâmpla în viitor? Depinde de foarte multe lucruri, probabil. Probabil că se urmeze aceeași linie de echilibru, dar a fost foarte clar mesajul. Vrem să ridicăm și nivelul performanțelor la nivel tehnic. Asta este foarte important. Oricât s-ar lucra auxiliar, să zic, în zona administrativă, vizibilitatea este la rezultate.
Și atunci, calificările astea care au avut loc la nivel juvenil ar trebui încununate și de calificări la nivel de echipă națională.